Bine ați venit pe canalul nostru! Înainte de a începe acest videoclip, nu uita de a te abona la acest canal și de a da un like pentru a ne susține. Abonarea este gratuită. Vă dorim vizionare plăcută! Povestea ne poartă în conacul de Mirhanli, zguduit de un șoc tragic, sora geamăna liderului familiei, Orhun de Mirhan, căzută victimă unei crime îngrozitoare în timpul unei misiuni în Africa. Confruntat cu cruda realitate din Africa, unde a mers cu speranța de a-și salva sora, Orhun hotărăște să-i caute și să-i pedepsească pe cei responsabili pentru moartea ei. Întorcându-se acasă cu flacăra răzbunării în inimă, Orhun aduce cu el și pe Hira, o sclavă cu un suflet nobil. Odată cu revenirea lor, echilibrul fragil al lumii lui Orhun de Mirhanli este subiectul unei transformări fundamentale cu o poveste captivantă și cu personaje puternice, Robie îi atrage atenția publicului cu un amalgam de intrigă și emoție. În conacul de Mirhanli, veștile tragice fac să vibreze întreaga atmosferă. Sora geamăna liderului familiei, Orhun de Mirhan, cade victimă unei crime cumplite în timpul unei misiuni în Africa, unde plecase în căutarea ei. Orhun se întoarce acasă cu o rană adâncă în suflet, hotărât să-și răzbune sora și să aducă în fața justiției pe cei vinovați de tragedie. Focul răzbunării arde nestins în inima lui Orhun, schimbând totul în jurul său. În timp ce se întoarce din Africa, Orhun nu este singur. Îl însoțește Hira, o sclavă care devine un suport și o sursă de putere pentru el astfel. Odată cu revenirea lui Orhun în Conac, viața și dinamica familiei de Mirhanli sunt complet transformate. Marcând începutul unei noi epoci pline de neprevăzut și provocări.